ajuns să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, alături de Corina din București în această dimineață. Bună dimineața, Corina! Bună! Bună dimineața și bine v-am găsit! Hello. Ia uite ce veselă e Corina încă de la prima oră. Ce faci, Corina? Încerc să-mi împing emoțiile. Care emoții? Asta de la concurs. E prima dată când ajung la un concurs. E ușor. Ești la serviciu, ești acasă, unde ești? Sunt acasă. Ești acasă, bravo. Singură? Nu, sunt cu prietenul meu. Bravo, ori mai simplu. Da, el are, și el are emoții. Îți dă emoții. Dar el aude și el întrebările? Nu știu. Păi pune pe speaker și vorbiți împreună acolo. Dar vezi că tu trebuie să dai răspunsul, da? Deci pe tine trebuie să te auzi. Da, nu se aude bine dacă... Da, nu se aude bine. Da, las-o să-și creeze singură condițiile. Cum îl cheamă pe prieten? Emil. Emil? Da. Emil îmbărbătează fata. Nu-i dai emoții și mai mari. Da, așa i-am zis. Emil, fii atent. O să asculți Europa FM în aplicație la ureche, pe telefonul tău. E cu delay. E cu delay. Nu, este cu întârziere, nu are cum. Ați făcut teste. Da, că eu ascultam de pe telefon și el ascultat. Nu funcționează. Dacă... Da. Ca să fii cel mai și cel mai sigur e să ne asculți tu la telefon, așa ai toate cele 6 secunde pe care ți le pune la dispoziție. Și povestești după aia cum a fost. Da. Sunteți de multă vreme împreună? De jumătate de an. De jumătate. Bravo. Da. Un bun început. Da. Se poate apropia așa de urechea ta, cât poate aude și el. Puteți să strângeți niște bani. Acum vă cunoașteți. Da. Caracterele, știi, când sunt sub presiune, acum se simte... Stai că vor să meargă în vacanță și trebuie să vedem de câți bani... Unde vreți să mergeți în vacanță? Nu știu, să vedem de câți bani. Dar unde ați vrea? Cam ce planuri aveți așa? În Madrid. În Madrid? În Madrid ați vrea. V-ar plăcea în Madrid. Ați fost vreodată? Ați mai fost? Eu am mai fost. Uh-huh. Dar a fost de fără mine. Nu, am să nu intrăm în alte detalii. Da. Să lăsăm această discuție. Ne-a spus Corina cu ce se ocupă și n-am fost eu atent. Nu ne-a spus, Corina, că ne-am întrebat-o. Ce ne mai spui tu despre tine? Sunt jurist. Bun. Am mai avut-o. S-a mai avut. N-a fost. Da. Hai să sper rușinea juriștilor. Corina, ți-au mai trecut emoțiile? Puțin. Hai, te rog. Hai fără emoții, ia-l pe Emil de mână. O simt că e emoționată foc. Nu e mai emoționată. Să știi că tu conduci jocul ăsta. Tu dai răspunsurile corecte în 6 secunde, da? Tu ești șefa. Și după ce dai răspunsul corect, poți să alegi. Mergi mai departe sau te oprești. Dacă te-ai oprit, rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv. Dacă mergi mai departe, poți să dublezi premiul. Însă dacă ai greșit sau ai depășit timpul, banii rămân la Vlad. Da, bine. Da? Mulțumesc. Perfect. Nu la Emil, la Vlad am zis, da? Da. Bine. Astăzi plecăm de la 200 de euro și poți să dublezi la 400, la 800 sau la 1600. De tine depinde să iei cât mai mulți bani. Dacă ești gata, începem. Da, sunt gata. Bine, hai să jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 200 de euro. Corina și Emil, să vă concentrați, că întrebarea nu e grea. De fapt, nicio întrebare nu e grea. E doar jocul ăsta de a învinge emoțiile și precipitarea, da? Practic, întrebările sunt simple, răspunsurile sunt mai grele. Mai glumim. Da. Întrebările și răspunsurile sunt super simple. Corina, fii atentă. Hai. La ce club de handbal e legitimată Cristina Neagu? CCSB. Ce? FCSB. FCSB n-are secție decât de fotbal. Deoarece FCSB poate fi abrevierea de la Fotbal Club Sportiv București. Nu știe nimeni de la ce vine FCSB. Da. Stefan are și handbal. Da. Ce mai faci, Corina? Pești. Hai? Cum? Mai zi o dată că s-a întrerupt. Ai zis pești? București. Da. București și mai cum? CSM București. Ăsta era răspunsul corect. Cea mai mare handbalistă
pe care a avut-o lumii. Europa în ultimii ani buni, ea noastră, Cristina Neagu, Messi din handbal. Messi Lica. Da, ok. Ce Messi, ai făcut, Emile? Messi din Ghencea în cazul tu ca ăsta. Tu da, Emil. Nu l-a zis FCSB. Da. FCSB. Nu voi deloc la handbal. Lăsați-o în pace, dar acum, nu puneți pe Corina să dea vina pe Emil. N-are Emil nicio vină. Păi nu, da, ei sunt la începutul relației și acum descoperă niște lucruri. Da, da, nu mai băga. Tu nu te pricepi la handbal. Bagi strâmbe de astea și nu-l mai ia pe Emil la Madrid. Dar acest incident frumos îi va uni pe ei în viitor și eu zic la fel. Toată viața. Știi cum ne-am cunoscut noi, de fapt? Da. Mă rog, 6 luni, așa, am pierdut niște bani. Glumă. Dar după 6 luni a fost momentul de cumpără, în care mi-am dat seama că alături de el vreau să-mi petrec. Corina, îți mulțumim pentru participare. Să fiți fericiți. Vă mai așteptăm pe site, pe europafm.ro, ca să vă înscrieți la concursul nostru. Aveți dreptul ăsta, pentru că n-ați luat niciun ban astăzi, iar mâine plecăm de la 300 de euro. E drumul către 2400. Cumva voi ați avut dreptate. Colegii mei, în special colegul George, a tot zis că e grea întrebarea cu așa. CSM. Și uite că s-a adeverit. Uite că ai avut dreptate. Ai văzut? Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.